Dumnezeul nostru nu este Dumnezeul celor morți, ci este Dumnezeul celor vii. Și atât de frumos Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea, în cartea pe care o scrie în urmă cu 30 de ani și care este actuală și acum Moartea și Viața Veșnică, spune: noi suntem în memoria lui Dumnezeu. A fi în memoria nu ca o umbră sau ca o idee. Noi suntem vii acolo în mintea lui Dumnezeu. Și suntem vii, de aceea Dumnezeul nostru nu este Dumnezeul celor morți de care nimeni nu-și mai aduce aminte, ci este Dumnezeul în a cărui casă vom intra și a cărui poartă a deschis-o Iisus Hristos. Și când s-a înălțat la cer Iisus Hristos, de aceea în bisericile ortodoxe vedem acolo sus pe cupolă că este Iisus Hristos Pantocrator. În primul rând binecuvântează lumea, rămâne cu mâna binecuvântând lumea, dar în același timp, în ultimele cuvinte a spus: eu merg acolo sus în ceruri să vă pregătesc un loc și vouă ca să fiți cu mine alături. Aceasta este speranța și credința care trebuie să ne însuflețească astăzi. Și mai mult, când spune Iisus Hristos: toți cei pe care mi-a dat mie Tatăl vor veni la mine și din toți cei care vor veni la mine nu-l voi izgoni pe niciunul afară. Adică este această dorință puternică a lui Dumnezeu de mântuire. De aceea trebuie să fim și noi asemenea Sfântului Francisc, când vedem că alții păcătuiesc, să nu-i judecăm, să nu-i criticăm, ci să ne rugăm pentru ei, pentru că Dumnezeu aceasta vrea, ca omul să fie viu, ca omul să trăiască atât aici pe pământ cât și acolo în ceruri. Trăsăturile fratelui Petrică, dacă ne uităm la fotografia pe care o vom primi și care este aici, sunt cele pe care le știe toată lumea. Dacă ar fi în termeni subcinți, a fost binevoitor cu toți și jovial. Dacă treceai printr-un necaz sau dacă întâmpinai anumite dificultăți, era primul care să te încurajeze. Nu pentru că nu ar fi suferit sau nu ar fi fost afectat, dar Dumnezeu i-a dat acest dar de a fi jovial, deschis și de a descreți frunțile. Ce să mai spunem de faptul că, așa cum spuneam aseară și țin să mă repet, dorea foarte mult să meargă într-o comunitate unde să fie mai liber pentru a compune melodii religioase. A spus că repertoriul nostru național de cântece religioase nu este așa cum și-ar dori el. De aceea l-am publicat și pe site câteva melodii. Și-ar dori să îmbunătățească repertoriul și chiar și cu melodii populare, încât voia să creeze. Voia acest lucru, voia aparatură și o comunitate unde să lucreze. Noi trebuie să înțelegem cu toții că avem daruri din partea lui Dumnezeu și putem învăța de la fratele Petrică că a avut un dar pe care l-a fructificat din plin. Și așa cum spune parabola, a avut 5 talanți în muzică, i-a investit pe toți 5 și cu siguranță Dumnezeu îl va răsplăti cu viața veșnică, că și-a pus în valoare talanții lui. Amintirea lui este o amintire plăcută pentru toți. Evenimentul de astăzi să nu ne tulbure imaginea pe care el ne-a lăsat-o și pe care va rămâne în acea iconiță zâmbitor. Și vă invit ca astăzi de poruțiuncula și oricând să invocați prin rugăciuni milostivirea Domnului asupra lui, ca el într-o zi să ne primească zâmbitor acolo sus și să întregim atât familia franciscană acolo sus în ceruri, cât și familia de sânge. Odihna cea veșnică, dă-i lui Doamne! Să se odihnească în pace! Fraților preiubiți, toți aceia care au murit întru Hristos, rămân uniți cu noi în aceeași iubire a lui Dumnezeu. În rugăciunea pe care astăzi o înălțăm pentru biserică și pentru lumea întreagă, voim să ne amintim în chip deosebit de toți aceia care au mers înaintea noastră cu semnul credinței. Doamne Iisuse Hristoase, speranța tuturor acelora care mor întru Tine, dăruiește bisericii Tale harul de a-și mărturisi mereu în fața omenirii credința ei în învierea Ta. Luminează pe toți oamenii ca în faptele vieții lor să nu uite de viața viitoare.
Dă-ne harul ca gândul morții să fie pentru noi îndemn la fapte bune și la încredere în Tine. Răsplătește cu bucuria veșnică pe păstorii noștri sufletești și pe toți binefăcătorii noștri care au trecut din lumea aceasta. Binevoiește a primi în lăcașurile veșnice pe părinții, rudele și prietenii noștri răposați. Fraților și surorilor, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul. Să-ți fie plăcută, Doamne, jertfa pe care acum îți oferim pentru ca slujitorul tău, fratele meu Petrică, primind de la mila ta iertarea de păcate pe care a dorit-o, să tresalte pururi de bucurie alături de sfinții tăi și să te laude împreună cu ei gloria ta în veci, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu tine, sus inimile, să mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem o mulțumire pururea și în tot locul. Se, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin puterea ta ne naștem, prin voința ta trăim, din porunca ta întorcându-ne în pământul din care am fost luați, suntem eliberați de sub legea păcatului.
și fiind răscumpărați prin moartea Fiului Tău, un semn al Tău ne va chema să le împărtășim de slava învierii sale. De aceea, împreună cu mulțimea angelilor și a sfinților, îți înălțăm cântare de laudă, zicând fără încetare. Toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupuri și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre potimire, a luat pâinea și mulțumim, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și nu mulțumind, a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, Doamne, omestim, și învierea ta, o mărturisim, Doamne, moartea ta. Dar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai îngrămiciți să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu milință să unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de fratele meu Petrică,
pe care l-ai chemat astăzi la tine din această lume. Îngăduie ca după cum prin botez a fost unit cu Fiul tău într-o moarte, la fel să devină purtaș de învierea Lui. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu fericiții apostoli, cu Sfântul nostru Părinte Francisc și cu toți sfinții pe care din vecii i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos. Amin. Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt. Amin. Toată cinstea și maria în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și vă bățuiți de învățătura asta dumnezeiască, să spunem împreună. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cerești așa și pe pământ. Părinții noștri, cea toată sfințirele, de ne noastră și ne iartă nouă noastre, precum și noi de toate relele și binevoiește da pace în zile noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim purile liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranță fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dori pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești, domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Sigur. Încrezători, în învierea morților, să ne ferim un semn de iertare și de pace.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, să ne fiți pentru distribuirea Sfintei Împărtășanii vor fi 4 preoți, un preot în fața altarului din capelă, un preot va fi în fața capelei pe trepte și 2 preoți aici, unul în fața altarului de afară și unul lateral dreapta noastră.